Hei, te super dacă o fac eu? Ce? Nu-i corect? Se pare că m-am pripit. Chestia asta e efectiv mai înaltă ca mine. Abia-i văd vârful. Stai o clipă. Ce? Știam că scara asta o să fie utilă. Nu pot să cred. Aproape am ajuns. Wow, uite ce cuplu fericit. Oh, mi-ai adus flori. Wendy, o mână de ajutor. Ii, vino jos. Oh, mersi. Ce drăguț. Acum e rândul meu. Vai, e un tort minuscul. Și are culoarea mea preferată. Oh? Ce se întâmplă acolo sus? Bleah! Aoleu! Frate! Ești bine? Iu! Idilă stupidă! Hei! Uite ce tort simpatic ai! Hai să ne înfruptăm! E delicios! De ce nu se deschide? Hai de pungă stupidă! Am nevoie de spaghetele astea! E ridicol! Wow! Ce naiba s-a întâmplat? Ce e? Ești în pericol? Nu, scuze! Îmi desfăceam spaghetele! Bine! Se pare că mă întorc la spaghetele mele! Ura! E ora mesei! Stai puțin! Clar lipsește ceva! Asta-i dulceața mea bună! Ador chestia asta! Of, capacul e înțepenit! Hei, David! Am nevoie de ajutor aici de la cineva puternic! Cineva puternic? Presupun că eu sunt ăla! Hei, care-i faza? Poți să-mi deschizi borcanul ăsta? Da, sigur, pot să te ajut cu asta! Poftim, trebuie să-mi ții gantera totuși! Credeam că e mai grea! Da, capacul ăsta pare înțepenită! Haide, borcanule, deschide-te! Ok, o secundă, borcanul ăsta mă face să par slab! Hei, cum merge treaba? L-ai desfăcut deja? Da, ce să vezi, nu l-am deschis încă! Stai așa, se pare că am un apel! Scuze, trebuie să răspund, revin imediat! Ok, nu se uită, fugi! Bun, sunt în siguranță! Borcan idiot, mă faci să am o imagine proastă în fața ei! Stai puțin, banda adezivă! Ăsta e răspunsul! O să pun un pic de bandă adezivă pe capac, așa! O să mă asigur că e lipită bine și acum trag! Haide! Da, l-am deschis! Sunt un geniu! S-a întors! Bun, mi s-a făcut foame! Hei, scuze, dar ți-am adus dulceața! Stai să-ți o desfac acum! Wow! Cum naiba ai făcut asta? Da, nu-i mare lucru! Ce bune au fost chipsurile astea! Dar încă mi-e foarte foame! Aici jos avem ceva? În frigider! Știam eu! Hai la mama! O să-l mănânc pe tot! Au! Ce tare e! Cred că a stat prea mult în frigider! E tare ca piatra! Ai un sandwich? Mersi! O să-mi sparg un dinte cu ăsta! Fii atentă la trucul ăsta! Vrei să înmoi un sandwich rece? Bagă-l în apă! Apoi bagă-l la cuptor! L-am preîncălzit deja! Și acum așteptăm! În jur de 5 minute! E timpul pentru sandwich! Acum ar trebui să fie cald și moale! Uite cum arată! Olivia, ăsta era al meu, mai ții minte? Wow, cărțile sunt așa interesante! Cine ar fi crezut? Ce e? Wow, o telecomandă! Ca să faci ce cu ea? Nu putem afla decât dacă o folosim! Wow, ai văzut? Am o idee!
Nu cred! Ce tare! Orientează spre mine! Vreau să fiu uriașă! Desigur, nu e o idee rea! Wow! Wow! Sunt uriașă! Și-ai găurit acoperișul? Salutare! A sosit livrarea de pizza! Ah, bună ziua, domnișoară! Uitați pizza comandată! O zi grozavă! Dar chinul învinge mașina! Da, scuze, a trebuit să deschid ușa! Pizza! Pizza e preferata mea! Delicioasă! Arată așa de bine! Ador pizza! Ok, vreau felia asta! Arată cel mai bine! Pizza e înțepenită! Nu pot să o iau! Mami poate să mă ajute! Vorbește la telefon! E ok, pot să aștept să termine! Mami, am nevoie să-mi tai pizza! Nu acum, David, dragule! Mami vorbește la telefon! Dar eu vreau pizza acum! E atât de foame! Nimănui nu i-a mai fost atât de foame vreodată! Pizza! Acum sunt un castor! O să rot cutia asta! Pizza se răcește! Aș fi vrut să o pot tăia! Hei, bicicleta mea șmecheră! Arată ca un cutter de pizza! Ia uite cum se îmbâte! Ok, bicicleto, am nevoie de tine! Vrum, vrum! Da! Hai, bicicleto, hai! Taie toată pizza! Salvează situația! Ura! Pizza e tăiată! În sfârșit o pot mânca! Nom, 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 nom. Îmi place pizza cel mai mult! Stai puțin! David, ți-ai luat singur o felie ca un băiat mare! Ești gata? Am emoții! Asta ce înseamnă? Nu înțeleg! Dar mi-e foame! Unde e mâncarea? Ok, n-am mai pățit asta până acum! A mea e mică! Ce mare e a mea! Mă bucur pentru tine! Asta e, hai să o gust! Ce multă e! Serios? Nu e corect! O să o gust, dar nu-s deloc fericită! Sara, nu mai plânge! Știu ce să fac! Vin înapoi imediat! De ce lucruri rele se întâmplă oamenilor buni? O să pun asta aici! Sigur o să atragă doritori! Am deschis vânzarea! Gumă de mestecat! Veniți la gumă! Doar un dolar! Hei, Cheryl! Vino încoace! Eram sigură că o să funcționeze! Trebuie să schimb prețul! Acum sigur e ce trebuie! Ce ofertă! Hai să cumpărăm! Am destulă pentru toată lumea! Sunt bogată! M-am plictisit! Bună ziua! Vreau să cumpăr toată guma de mestecat pe care o aveți! Am înțeles, sigur! Asta ajunge? Da, e perfect! Poftim! Wow! La revedere! Ți-am adus ceva! Wow! Eram sigură că să-ți placă! Mulțumesc mult! Coastele! Ce aromă vrei să încercăm prima dată? Când părinții nu sunt acasă, e timpul să ne jucăm pe masă! Tocmai am trimis mesajul ăsta, vezi? Salutare, petrecărețelor! Intră Claire! Asta e comestibilă? Abia aștept petrecerea! Ce? Mi s-a făcut foame pe drumul încoace! Ok! Bună, fetelor! Ce-i ăla? Nu plec de acasă fără el! Cutia asta e goală! Păi, probabil e pe undeva pe aici! Ce zi frumoasă! Coriandru proaspăt din grădina mea! Ce miros intens are! Hei, domnișoarelor! Eu n-am adus nimic! Pot să intru? Sigur! Distracție plăcută! Ce animată e petrecerea asta! Nici măcar nu avem gustări!
Frate, nu știi să împarți? Cred că floarea asta e comestibilă. Ce putem face? Desigur! Cum de-am uitat că avem o friteuză cu aer cald? Ia uite ce de rețete delicioase! Cartofii prăjiți sunt o alegere grozavă, dar avem nevoie de ceva proteine. Bingo! E vreo rețetă cu brânză pe aici? Hai să-i dăm drumul! Crezi că ne ajunge uleiul ăsta? N-avem nevoie de așa de mult, ci doar de o linguriță! Of, Hannah! Mai puțin ulei înseamnă mai puține calorii și gustări mai sănătoase! Ne vedem mai încolo, cartofiorilor! Se și gătesc rapid în ăsta! Și uite așa, obții imediat cartofi crocanți! Acum facem crochete de mozzarella! Îți vine să crezi că nu e prăjită? Ai uitat de invitați? Cine vrea aripioare de pui? Pune peste ele marinada ta preferată și bagă-le direct în friteuza cu aer cald. Încap destule aici și, fără tot uleiul ăla, sunt o gustare total lipsită de vinovăție. Haideți la masă, prieteni! Arată destul de gourmet, nu-i așa? Și au fost gata toate în mai puțin de o oră. Ați comandat cumva mâncare? Dă-mi aripioarele! Și sunt în continuare crocante! Crochetele astea de mozzarella sunt incredibile, nu? Fix ca la restaurant! Dar fără ulei care îngrașă, nimic nu se compară cu niște cartofi prăjiți fierbinți! Acum toată lumea e fericită! Am salvat petrecerea! E cumva ora 9:30? Trebuie să facem curățenie aici! Mersi! Să șterg rapid aici! Olivia, scoate-l afară! Să-l scot afară, hm? Noroc, în cinstea primei întâlniri! Ai nebunit? Afară la gunoi, adică! Asta trebuie doar clătită rapid! Trebuie doar să scoți coșul așa și să-l speli ca pe un vas obișnuit! Îl poți băga și în mașina de spălat vase! Acum urmează coșul mare. Se curăță foarte ușor grație învelișului antiaderent. Apoi bagă-l la loc și ai terminat! E ușor! S-au întors! Bună, fetelor! Bună, mama! Oh, trebuie să merg la baie! Ne vedem mai încolo! Wow! A fost cât pe ce! Mersi, micuță! N-a fost o idee bună să mănânc scoici! E ceva diferit aici! Da, o să fie grozav asta! Ah, nu mai contează! Hm? Uite-te la tipul ăla de acolo! Cum se plimbă ca și cum noi mare șmecherie! Stai puțin, ce-are acolo? Da, oul meu fiert tare! Oh, și eu ador ouăle! Mai bine mă duc acolo! Cine ești? Salutare, amice! Nu miroase frumos! Îți place oul meu? Pentru că nu pot să-l ai. La naiba! E timpul să-l vrăjesc! Ce încearcă să fac acum? Mă spăimântă! Efectiv se holdează la mine! Ok, poți să iei tu oul meu. Stai să ți-l decojesc mai întâi. Gata, am scos toată coaja. Poți să iei tu ce-a mai rămas. Microbii tăi sunt peste tot acum! Stai să anulăm treaba asta! Acum mă simt prost! Știu! Ce are el acolo? Ce scrie? Să vedem! Care-i cea mai bună metodă de a împărți un ou? Trebuie să existe o metodă prin care să rezolvăm dilema asta! Hei, stai! Pixul tău, dă-mi-l! Scriam cu el... Mi-a venit o idee! Hai să desfacem pixul ăsta! Scăpăm de toate mizeriile astea! Vreau micul arc care e în capăt! Da, ăsta e! Fix ce-mi trebuie! Acum dăm oul ăla, o să-l tai cu arcul! Așa, până la capăt! Da, împărțit perfect! Nu pot să cred că sunt atât de deșteaptă! Ouăle astea arată așa de bine! Poftim bucata ta de ou, domnule! Bravo! Ce istet că te-ai gândit la asta! Hei, o să mănânci bucata aia!
să fie una mare! Nu! Da, eram sigură! Oh! Ce ou mare! Oh, ce micuț e oul meu! Oare ce gust are? Poate dacă folosesc o lupă? Nu, tot mic e! Cioc, cioc, e cineva acolo? O să-l sparg! Stai aici, am nevoie de câteva instrumente! Siguranța e prioritară! Hei, ce cască drăguță! Sunt gata! Trebuie să-i sparg coaja! A funcționat! Fiu! O să decojesc oul! Nu e ușor! Da, am reușit! Acum o să-l gust! E delicios! Bine că-mi scoți ochii cu asta! O să mă delectez și eu cu oul meu! Suportul dumneavoastră! Și tacâmurile! Bon appetit! Minunat! Niște muzică, domnișoară! Perfect! Ce de bucățele de coajă! E foarte delicat! Ce-a fost asta? Hei, dispar de aici! Oh, un inel de aur! Ce frumos e! Wow, sper că o să primesc și eu un inel! Are ceva înăuntru! Un ou de aur! Wow! Wow, extraordinar! Sper că rezistați sub presiunea domnișoarelor pentru că situația se va încinge rapid! Bun venit la provocarea tăițeilor picanți! Provocare acceptată! Nu e corect! Astea nu o să funcționeze! Trebuie să scot pețișoarele de calibru mare! Așa mai merge! Nu plec niciodată de acasă fără ele! La o parte! Sunt expertă la asta! Aproape! Încă puțin! De obicei mă pricep la asta! Puțin la stânga, puțin la dreapta! Ce aproape am fost! Mă las pe gubașă! Cred că sunt stricate! Credeai că știi să folosești bețișoarele chinezești? Stai să încerc eu! Hai odată! De ce e așa greu? Poate dacă încerc așa... Oh, ce enervant e! Vreau doar niște tăiței! Ok, adu-ți aminte de ora de yoga! Fii una cu bețișorul! Ești un bețișor! Gândește ca un bețișor! Cu grijă! Ce presiune enormă! Oh, bețișoare idioate! O să-i mănânc direct cu mâna! Pune tăiței jos! Wow! Am ajuns în alt loc! Ce moșneac ciudat! Trezește-te! Scuze, cred că am adormit! Prânzul! Deci vreți să fiți experte cu bețișoarele chinezești? Răbdarea e cheia! E simplu, fetelor! Am tăiței în mustață! Ce înțelept e! Hai să mâncăm! Unde au dispărut tăiței? Pare cam greu! Mult mai bine! Trebuia să ne fi gândit la asta mai devreme! În sfârșit! Tăiței! Ce buni sunt! Aș putea mânca tăiței toată ziua! Vorbește mai puțin și mănâncă mai mult! Oare ce o să primim de data asta? Ești gata? Cocktailuri? Ce drăguț! Pare delicios! Noroc! N-a fost rău deloc! A fost răcoritor! E cam cald aici. Nu mai simt limba. Arde, arde, arde. De ce bea cineva așa ceva? Ce se întâmplă? Abia aștept să mănânc pizza asta. Dar am nevoie și de ceva de băut. Unde suntem? Nu știu, dar miroase uimitor. Stai, suntem cumva pe o pizza? Un uriaș, ce face? Nu, stai! Suntem prea frumoase, adică prea picante ca să ne mănânci! Ce ciudat! Ăștia pot fi aruncați! Puteam să jur că artei ăștia iuți vorbeau cu mine! Sper să fie ceva ușor! Nu vreau să fiu iar comestibilă! Aripioare de pui! Arată extraordinar! Preferatele mele! O să fie delicioase! Stai!
Nu te grăbi! E o provocare, nu? Ok, cum ai făcut asta? Trebuie să ținem scorul. Start! Ce s-a auzit? Probabil nimic. Ce n-ai? Nu cred! Nu văd niciun semn de viață inteligentă. Cum faci asta? Parcă era o provocare. Și acum să mă șterg la gură. Care-i scorul? Am câștigat! E nepoliticos să te holbezi. Oare ce avem la desert? Nu! Eu! Ok! Mă așteptam la ceva mai mult. Știu! Trebuie să-mi protejez bluza. Așa, o să savurez din plin. Ciocolată cu lapte. Palpitant. În fine. Da. Oh, wow. Îți vine să crezi? Poftim? Nici măcar nu pot să le mănânci pe toate. Ce să fac? Hei, gura mare, Wendy. Uite așa. Da, fix aici. Țintește. E rândul tău! Pac! Uite! Aha! Vine una roz acum! Nu mă lăsa cu gura deschisă! Haide! Ce? S-au terminat? E ok, Wendy! Poți să fii tu prima! Bine! Ăsta da o uriaș, nu-i așa? Ce se aude? E ceva în interior? Trebuie să fiu pregătită pentru orice! Că e posibil să se facă mizerie! Ha! Wow! Nu mă așteptam la așa ceva! Biluțe mici de ciocolată! Sunt efectiv divine! Nu mai rezist! Vai! Trei mini ouă? Dar ce e în interior? Pe bune? Nu e nimic aici? Ce bun! Știu! E timpul să-mi testez mușchii! Hei, Stacy! Ești nebună? Da! L-am strivit! Au meritat orele alea petrecute la sală? Așa se pare. Dar am o idee și mai bună. Pop it? În timp ce tu faci asta, eu am alte planuri. Bagă-te adânc. Până când o să fie acoperit de ciocolată. Acum o să le inversez pe astea. Nu spune nimănui. Perfect. Hei, te provoc să muști din el. Genial! Acum urmează o gură plină de ciocolată. Bleah! Ce fel de ciocolată e asta? Iu, bleah! Nu mai râde de mine, Stacy! Și deschideți ochii! Am ceva atât de mare încât nu-mi cape sub capac! Se pare că voi mânca niște tăiței în curând! Am avut dreptate! Uite ce de supă ramen cu tăiței! Ce bine miroase! Abia aștept să o mănânc! Hai să pun la treabă bețișoarele chinezești! O să încerc să apuc cât mai mult odată! Nu știu cum să le folosesc! Cred că mi-a venit o idee! Cum ar fi să folosesc mixerul ăsta de mână? Da, se adună toți tăiței! Așa mai vii de acasă! Ce modalitate extrem de ușoară de a mânca tăiței! Ce buni sunt! Wow, asta e într-un fel, Thomas! Oare eu ce-am primit? Ce? Tăiței minusculi? Da, sunt simpatici foc, dar abia îi pot vedea! Asta e! Ia să folosesc bețișoarele astea chinezești micuțe! Bon appetit!
E greu să mănânci mâncare minusculă, mai ales cu uneltele astea. N-am mâncat în viața mea atât de mulți tăiței. Oh, s-au terminat. Aș mai fi vrut câțiva. Oh, lui Thomas i-au rămas destui. O să fur câțiva de la el. E ceva în neregulă cu stomacul meu. Cred că o să mi se facă rău. Oh, ok, cred că mai bine nu mai gust din tăiței lui. Să vedem ce conține farfuria ta mai întâi. Spari, e a mea! Ridică-ți capacul tău! Ia să vedem! Poftim? Un singur ursuleț gumat? Nici măcar nu are aroma mea preferată. Mi-aș fi dorit ceva magic. Ați spus cineva că și-ar dori puțină magie? Eu sunt vrăjitorul care vă satisface toate nevoile. Vezi ceva ce-ți place? Oh, aș vrea ghiveciul, te rog! Oare cum pot folosi chestia asta în favoarea mea? Atunci eu o să iau bagheta magică! Bucurați-vă de alegerile voastre magice! Wow, ce ciudat a fost! Dar măcar m-am ales cu un ghiveci! Cum ar fi să-mi plantez în el ursulețul gumat? O să încerc! În pământ cu tine, ursulețule gumat! Probabil că o să aibă nevoie de niște apă! Cred că ajunge! Wow! Se întâmplă ceva magic! Ah, un copac cu ursuleți gumați! N-am văzut niciodată ceva mai uimitor! Acum pot mânca o mulțime de ursuleți gumați! Mmm, ce bun e ursulețul ăsta gumat! E cel mai bun de până acum! Ok, cred că e rândul meu acum! O farfurie plină de ursuleți gumați! Dar am bagheta asta magică! Da, ia să încerc! Abracadabra! Wow! Mi s-au umplut mâneca de ursuleți gumați! Uite ce de ursuleți gumați conține! Și ce simpatici sunt! Hainele din ursuleți gumați vor fi următoarea tendință în modă! Acum e timpul să văd ce gust au! Sunt foarte buni! Mă bucur că am ales bagheta aia! Hei, ce tare e! Nu pot să cred că am luat ultimul tort! Sper să-i placă! Ai auzit aia? Nu contează! Aproape că uitasem! Coif de petrecere? Detaliul perfect! Drăguț semn, nu? Detaliile bine gândite chiar dau un aer de petrecere! Supul e pregătit! Totul e aproape gata! Vai, arată grozav aici! Încă o chestie! Să aprindem lumânările! Îl auzi că vine? Trebuie să plecăm! Nu, pe aici! Totul! Tocmai am luat o bucată din el! Ce se întâmplă? Toate astea sunt pentru mine? La mulți ani! Wow, lingură! Tort la pahar! Ce răsfăț! Fraților, sunteți așa creativi! Da! Noroc! Tortul la pahar e de efect, se pare! Ce desen grozav! Poftim o gustare, scumpo! E sănătoasă și delicioasă! Ce să ia? Eu vreau bomboane! Păi, ok, stai să vă ce găsesc! Ah, asta merge! Dar doar una! Poftim, Sunny! Dar doar o bombonică, ok? Mersi, tată! Ia o boabă de strugure mai întâi! Bine! Ce fetiță cu minte! Da, sigur! De parcă aș mânca așa ceva! Eu vreau altceva! Șt! Bomboane delicioase! Tata nu o să afle niciodată! Mai iau câteva? Sunt atât de gustoase! Oh, nu! Le-am mâncat pe toate! Tata o să fie atât de supărat! Trebuie să găsesc o soluție! Știu ce să fac! Ok, strugurilor, nu-mi place de voi, dar trebuie să lucrăm în echipă! Scoate bomboana din ambalaj și înlocuiește-o cu o boabă de strugure!
înfășoară ambalajul pe boabă, apoi răsucește capetele ca să-l închizi. Fă asta și cu celelalte ambalaje până când obții un castron întreg. Par chiar convingătoare! O să pun castronul înapoi în dulap. Oh, nu! Se întoarce tata! Poartă-te normal! Ce se întâmplă aici? Wow! Ai mâncat tot strugurii? Ce fetiță cu minte! Ți-am spus că sunt delicioși! Revin imediat! Sunny merită un mic răsfăț. O să-i mai dau o bomboană. Ai mâncat tot strugurii, așa că poți să mai iei o bomboană. Ura! Mersi! Știi ceva? Aș ronțăi și eu una. Oh, nu! Te rog, nu! Nea, nu prea sunt fan bomboane. Iu. Ce o să fac cu asta? Ce frumos e azi afară! Hai să stăm aici! Ajută-mă să întind pătura de picnic! Ce pătură frumoasă! Îmi place culoarea și e foarte mare! Așa, acum hai să desfacem bagajele! Uite, am adus un popcorn interesant! E mov! Super culoare! Popcornul dulce e delicios! Fie cam cald afară! Bine că am adus niște fructe! Un ananas întreg! Și stai liniștit, am adus și un tocător! Excelent! Hai să începem să-l tăiem! Stai puțin! Unde e? Știu că l-am pus în bagaj! Trebuie să fie pe aici pe undeva! Nu cred așa ceva! Am făcut o listă completă! Poate te pot ajuta eu! Stai puțin! Știam că am ceva care ne poate ajuta! Ce e ăla? Un pieptene? Ce să facem cu el? Ok, am altă idee! Poate putem găsi ceva în parc! Poate e ceva sub frunza asta? Nu! Nu-i bai! Poate printre florile sau tufișurile astea? Ce dese sunt! Sau în florile astea? Ascundeți ceva de mine? Se pare că nu. Alo, copacule? Am căutat peste tot, dar n-am găsit nimic. N-avem ce face. M-am săturat! Ia de aici, ananasule! Ce faci? Nu! Aoleu! Nu-mi vine să cred că am pățit asta! De ce mi-ai luat ananasul? Voiai să zdrobești ananasul? La ce ne-ar ajuta asta? Stai puțin! Uite, o să-i scot frunzele prin răsucire. Ok, a mers! Acum o să-l rulez așa, apăsând puțin. Ok, acum o să-l lovesc de tocător. Ești gata? Cred că pot trage puțin de el și... Da, a mers! Poftim, gustă! Ce dulce și răcoritor e! Ești genială! O să dau pe spate pe toată lumea cu cina asta delicioasă! Totul constă în folosirea ingredientelor proaspete. Miroase ca și cum puiul e gata. Ce delicios! Un pic mai uscat decât intenționam. Tot o să aibă un gust bun? Cred că o pot rezolva. De ce nu mi-a sunat alarma? Mi-ai făcut nasoale, alarmă idiotă! Trebuie să gândesc rapid! Știu! Sunt genial! Alo? Aș vrea să fac o comandă, vă rog! Mersi! Ce rapid! Mersi mult! Miroase mult mai bine ca al meu! Nu-i așa că e frumos? Pe farfuria mea pare a fi creația mea! Musafira mea! Ceva miroase bine aici! Pentru mine? L-am făcut eu! E fierbinte, ai grijă! Cam murdărește, nu? Ai putea spune și așa! Cred că mi-ajunge! A fost bun, totuși! Hei, hai să-ți arăt un truc! Pregătit? Ia o tortilla și tai-o până la jumătate așa. Apoi adaugă chestii diferite pe fiecare sfert. Pot fi ingrediente sau sosuri. Apoi împăturește fiecare sfert așa, o pliere pe rând. Ultima! Perfect! Acum nu mai curge nimic! Poftim! Ce delicios, nu? Nu vei mai mânca tacos la fel iar? 1, 2, 3!
Nu cred! 100 de chipsuri Pringles! E ca un vis devenit realitate! Nu-mi vine să cred că le pot mânca pe toate! Oh, eu am primit un singur Pringle! Vreau și eu la fel de mulți ca tine! Da! Toate chipsurile Pringle! Wow! Le mănânci cam rapid! Oare sunt în rai? Cred că sunt în rai! Da! Chiar sunt regina Pringle! Asta este îmbrăcămintea tradițională a membrilor casei regale Pringle! Și evident, bijuteriile coroanei! Mulțumesc tuturor! Stai! De unde a apărut chipsul ăsta căzut pe jos? Oh, nu! Cad și mai mulți de pe mine! Ah! Rochia mea din Pringles! Hei! Ești bine? Ai halucinații? Ce s-a întâmplat? Eram regina Pringle? Păi, te-am auzit mormăind ceva de genul ăsta? Măcar e mai bine decât să fii o rață! Ok! Ah, mi-a venit o idee genială! Mereu dispare cine știe unde! Unde se tot duce? Ce frumos e afară! Și acum să pun pâinea asta la treabă! Luați de aici, rățuștelor! Am adus bagheta asta special pentru voi! Mac, mac, mac! Oh, prințul rățuștelor, ești preferatul meu! Hai să ridicăm capacul în același timp! Poftim? Care-i provocarea? Hei, provocare cu livrare! Cine vrea gogoși? Oh, wow, ce bine arată! Trăiască gogoșile! Nu uitați de astea! În regulă! 1, 2, 3 și start! Noroc! Ok, ia să vedem! La naiba, am ratat! Of, poate de data asta... Da, am nimerit-o pe prima! Oh, și pe a doua! Hai, odată! De ce nu-mi iese? Și încă una! Nu cred! Am reușit cu încă două! Da! Da, da, da! Ce crezi de... Ah, ce naiba! Are un turn de gogoși! Da, exact! Mă pricep de minunele asta! Acum e timpul să mănânc recompensa! Măcar mănânc și eu o gogoașă! Dar aș fi preferat să fie dita mai turnul! Wow! Ce impresionant! Ai câștigat premiul! Ah! Nu știam că se dă și un premiu! La mulți ani mie! La mulți ani, scumpo! Mersi, tată! E atât de palpitant! Sper să-ți placă! Wow! Glumești? O acadea doar pentru mine? Abia aștept să o gust! Mersi, tată! O ador! Am căutat-o peste tot! Trebuia să fie acadeaua potrivită! E aroma mea preferată! Cum te-ai știut? Sunny! Nu! Ai grijă! Nu! Fă ceva! Te rog! Am prins-o! Stai așa! Am o idee, dar am nevoie de câteva baloane. Hai să o facem! O să leg gațele baloanelor de bețișorul acadelei. Ar trebui să fie în siguranță. Wow, sunt un geniu! Și am dat drumul! Wow, ia uite! Mersi, tată! Îmi fac doar datoria! Nu cade dacă îi dau drumul, plutește! Tată, hai să mergem la plimbare! E cea mai tare zi de naștere! Ia uite! Ce faci? O să se întoarcă, nu-i așa? Pa, cadea-o! Pa, călătorie plăcută!
Ce e marcat în calendar? E ziua surorii mele! Oh, nu, nu, nu! Am uitat complet! Stai așa! Mă descurc eu cumva? Ok, avem niște ouă în frigider. Le pot folosi. În regulă, o să-i fac omletă la micul dejun. E perfect! Ah, la naiba! L-am spart prea rău! Nu-i bai! O să-l bag la loc în tigaie. Oricum fac omletă. Ah, ok, calmează-te! Nu e panică! O să mai încerc o dată cu alte ouă. Bac! Ah, la naiba! Nici acum n-a fost mai bine! Atenție, ouălor! Vreau să vă concentrați! Veniți încoace! Ah, ouăleu! Am mâinile alunecoase! Nu, 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 nu cădea! Oh, cred că glumești! La atac, inimioară! Hai că poți! M-am plictisit, nu vreau să mă mai joc cu inimioarele. Ok, domnule ursuleț, hai să călărim un flamingo. Inimioarele ei de jucărie. Sigur m-ar putea ajuta. O să iau una pe furiș. Gata, fugi! Îmi iubesc foarte mult toate jucăriile. Sunt cele mai cuminți jucării din lume. Stai puțin, unde e? Inima mare! Unde mi-e inima mare? Oh, nu, nu, nu! A fost răpită! Oh, da! Asta clar o să mă salveze. O să o pun în tigaie. Ok, trebuie să-l spar cu mare grijă. Da, a funcționat! Trebuie să mă asigur că nu spar gălbenușul. Fiu, ce bine! Hai că poți! Acum am nevoie de gălbenușul ăsta. Nu pot! De ce nu reușesc? Hai odată, gălbenuș idiot! Ce naiba faci aici? Faci omletă! Se cam chinuie. Stai, oprește-te. Uite, hai să te ajut. Dacă nu poți să spargi un ou cum trebuie, folosește un cuțit și apoi îl poți desface simplu. Vezi? E mult mai ușor. Și acum ai nevoie de niște usturoi și de un tocător. Usturoiul e delicios, nu crezi? Ok, avem nevoie de câțiva căței. Fii atentă, trebuie doar să freci un cățel de usturoi între degete. Nu înțeleg de ce faci toate astea. Ca să ridici gălbenușul cu degete, trebuie să faci asta. Și acum poți turna albușul în forma de inimioară. Așa, o să las albușurile pe foc puțin, apoi o să pun și gălbenușul. O să iasă super! Ok, ești pregătită pentru mic dejun aniversar? E gata! Voila! La mulți ani! Ești sora mea preferată! Mulțumesc! Abia aștept să-l gust! Cum e? E foarte bun!